Salut! Acum în duminică, într-o zi destul de urâtă, ploioasă, să-ți arăt principalul motiv pentru care am decis să vând tractorașul cu 5.000 de euro. Principalul motiv este o mașină de ministru din Germania, un Mercedes E-clase 220 diesel, înmatriculat cu Dascălu Ciprian sau David și Selina, data de naștere a lui David 12, data de naștere a lui Selina 23. Tractorașul trebuie să plece, deși, sincer, dacă mă uit la ele, una e frumoasă, cealaltă e elegantă. BMW-ul e Cindy Crawford, Mercedes-ul e Angela Merkel. Mercedes-ul e elegant, chiar așa ciudat, cu jantele astea de 16, care favorizează clar confortul și fără faruri cu LED. E elegant, pentru că are grila asta. La BMW e frumos, oricum stau și mă uit la el, e frumos, place. Pentru cine nu știe ce e tractorașul, tractorașul e un BMW 520 diesel din 2008, care are momentul de față, hai să vedem, 329.469 de kilometri. Cinstiți. Hai să vedem și un consum mediu. Cum am fost cu tractorașul să aducem Mercedes-ul ieri. Încolo am condus eu, la întoarcere a condus cu matul meu. Pe autoban unde am putut am ținut 160 viteză de croazieră. Ok, am pus contactul, să vedem dacă ne arată. Fără radio. Ok. Deci la ultimii 2000 de kilometri zice 5.4 consum mediu. Nu trebuie să crezi chiar tot ce zice computerul de bord, pentru că eu zic că e undeva pe la 6. Cauciucuri pe spate în stare foarte bună, Bridgestone, weather control, frâne pe spate bune. Ce trebuie schimbat la mașină sunt frânele pe față. Eu deși le-am schimbat în luna decembrie, vibrează. Cauciucurile pe față sunt chiar mai bune. Astea le-am schimbat, cred că în decembrie am făcut un filmuleț cu ele când le-am schimbat. Sau în ianuarie, ba în decembrie. Ok, la motor. La motor avem un motor murdar. Încă o dată, dacă cineva vrea să-ți vândă o mașină cu 329.000 de kilometri și are motorul țiplă, nou-nouț, gata, spălat, fugi de mașina aia. Motorul diesel zemuie. Asta e, care are motorul spălat, îl avea să se ascundă ceva. Alternatorul a fost schimbat. Se vede că e nou. Nivelul la apă, hai să verificăm dacă e ok. Nu știu cât de bine se vede, ba se vede. Apa e ok, chiar și după drum de 1000 de kilometri. Deci nu curge, nu pierde apă. Hai să verificăm și nivelul la băiul de servo. Și asta a fost schimbat. Pentru cine nu știe, mașina are distribuția schimbată de mine anul trecut în aprilie. Are volant ambreiaj destul de noi. Are amortizoare schimbate de mine, toate patru. Am schimbat uleiul în cutia de viteze, uleiul în diferențial. Deci frânele trebuie să le schimb pe față și atât. Și pentru 5.000 de euro e la vânzare cu, am pus-o cu 6.400. Da? Acum am schimbat prețul la 5.900. Prima persoană care vine să-mi dea 5.000 pe ea
pleacă cu mașina. Pentru că nu mi se merită să plătesc două asigurări. În Luxemburg, dacă plătești asigurare la a doua mașină, nu-ți mai dă bonusul. Și dacă ar fi să plătesc separat asigurare pe Mercedes, ar fi vreo 150 de euro numai Mercedes-ul. Așa, dacă scot BMW-ul de la asigurare, pe BMW plătesc 88, pe Mercedes o să plătesc 90. N-are rost să țin două mașini. E cheltuială mare în plus. Ok, o să pun un link la descrierea mașinii de pe mobile, de acolo se vede. Am pus și niște poze cu tot ce am schimbat pe mașină. Pozele sunt în engleză, se înțelege. Dacă te interesează mașina, nu știu, la 5.000 de euro, sincer, nu știu ce mașină mai bună s-ar putea cumpăra. Adică mai bine întreținută. Sunt o grămadă de E60-uri pe piață, e adevărat, dar nu în starea asta. Mașina are singurul element revopsit, bara asta. Bara e nouă, eu am schimbat-o, m-a lovit ceva din spate și a trebuit să o schimb. Cine a schimbat-o și a vopsit-o, a făcut o treabă fantastică. Aici, asta n-am vopsit-o, nu știu dacă se vede foarte bine pe video. Aici eu am agățat-o un pic, dar n-o sărit vopseaua, așa că am lăsat-o în pace. Și aici, pe capotă, are o grămadă de urme de pietricele. O să, eu așa am cumpărat-o în 2016. Asta așa o să rămână până mare, capota e de aluminiu. Încă o dată, nu e mașină nouă. Parbrizul are aici niște urme. La fel am cumpărat, așa am cumpărat mașina. Din păcate, acum cum eu nu știu dacă o să reușesc să-ți arăt. Hai să vedem dacă reușim. Ba, aici se vede. Un pic. Yes. Acolo e mătuit un pic parbrizul. Și aici are niște mici zgârieturi, dar zic ceva. Și Mercedes are exact aceleași zgârieturi aici. Nu știu ce au făcut cu el. Nu se vede așa bine că e. Ba, o să vede un pic. Nu știu. Reușesc oamenii să zgârie sticlele. Am făcut un detailing în luna decembrie la BMW, dar de atunci copiii mei au reușit să intre în mașină. Se văd urmele. Oricum încă arată bine. Arată foarte bine mașina. Chestia asta cred că la toate mașinile cu cutie manuală o să vezi chestia asta. Și aici dacă se vede, pielea asta e, nu știu cum s-o, cum s-o rupt. A fost defect levierul. Am schimbat. Probabil au agățat un pic pielea. Dacă te deranjează foarte tare, schimb-o. Bucata asta de piele costă vreo 90 de euro pe original. Pe mine nu m-a deranjat deloc pentru că nu se vede. Da, repet, dacă pe cineva deranjează, să schimbe. Hai să vedem dacă pornește. Punem frumos contactul. Să mă ambreiajul. Pornește. Sună destul de bine. Am covorașele de velur. Sub covoraș se vede că e un pic mai curat decât așa de la detailing. Și am și covorașele de cauciuc. Următorul proprietar o să primească de la mine 4 litri de ulei Castrol, filtru de aer și filtru de ulei, că le aveam pregătite pentru următoarea revizie. Dacă se aude sau nu, da, distribuția chiar sună frumos la motorul ăsta. Ce se aude zzz, e cureaua de la alternator, așa frumos, e o curea Gates. Dacă te deranjează cum scârție, ia o curea originală sau o curea Conti și nu o să mai scârție. De mers merge bine, cureaua și alternatorul sunt încă în garanție, am schimbat la o reprezentanță Renault. Jantele arată bine. Aici, aici cred că am atins-o eu un pic,
Da, uite, jantă la mașină de 59.000 de km, condusă de șofer profesionist. Nu știu cum a reușit să o ating. Și la mașină de 2017 o să vezi jante mai urâte. Sincer, o să-mi pare rău după BMW. Da. Știi? Mașina mai bună de condus e BMW-ul. E-clasul e, cum zice Jeremy Clarkson, e o unealtă. E o unealtă al naibii de bună. Își face fantastic de bine treaba. Motorul ăsta de 2194 de cai. Nu știu dacă este motor mai rafinat diesel în 4 cilindri. Cuplat la o cutie. Foarte bună de nou, rapoarte. Da, îți spun sincer, să conduc. BMW îmi place mult mai mult să conduc, pentru că eu am condus toată viața mea cutii manuale și îmi plac. Niciodată nu mi-au făcut automatele.